invitației, de a avea o consultare, dezbatere, în ce privește proiectul blocului V03. Dacă bine vă aduceți aminte, 18 decembrie 2015, eu am spus public, cu ocazia nominalizării atunci pentru candidatura la primăria municipiului Dej, că în viitor aceste consultări și dezbateri publice le vom practica în cadrul organizației noastre și cu oamenii Partidului Național Liberal. În ce sens? Spiritul civic, implicarea cetățenilor care vor fi afectați de proiectele majore, atât în infrastructură, în proiecte de investiții, obiective importante și în proiecte de mediu. Părerea noastră este că cetățenii din imediata apropiere și cei care locuiesc în această zonă trebuie consultați. Nu se pune problema să impunem un anumit proiect sau o anumită direcție. Fiecare vă puteți spune punctul de vedere și cum vedeți lucrurile. Aceste consultări dezbateri în lumea, în democrație, sunt firești și sunt binevenite. Întotdeauna aduc un plus acelui obiectiv de investiție. Greșelile trecutului, cel puțin în cartierul Dealul Florilor, le cunoaștem cu toții. Sigur, la momentul când a fost Unicarmul, a fost bucuria mare că venea un supermarket în zonă, s-a greșit cu numărul de parcări, cu calitatea magazinului, că pe urmă ne-am dorit cu toții altceva. La fel și aici, în locul blocului V03, care părerea majoritară este să fie demolat, noi avem obligația să nu mai greșim. Atât a fost dorința mea, asta este dorința mea și vă rog frumos să vă spuneți, sperând fiecare părerea dumneavoastră, cum vedeți lucrurile, noi avem obligația să notăm, să luăm cunoștință, să luăm act de acest lucru și să vă facem doleanțele noastre cunoscute și să le impunem acolo unde avem putere fiecare. Sincer. Ce pot să vă spun? Probabil că ați și dumneavoastră ați văzut în partea Consiliului Județean că legea spune că în astfel de situații proiectul de hotărâre de guvern este inițiat și semnat de către președintele Consiliului Județean. Consiliul Județean, la felul președinte, în acest moment sunt eu. Cu atât mai mult cu cât acest proiect de hotărâre viza un obiectiv foarte important și totodată foarte controversat din municipiul în care eu locuiesc, i-am dat poate mai multă atenție decât ar fi fost poate normal. M-am născut în Dej, trăiesc în Dej, o să locuiesc în continuare în Dej, deci istoria locului V0 o cunosc la fel de bine ca toți cei, cel puțin cei de vârstă cu mine din municipiu. Am fost și eu 2 mandate viceprimar în municipiul Dej și am participat chiar și activ la anumite discuții, la anumite luări de poziție, la anumită strategie privind acest bloc, V03. Gândirile care au fost atunci n-au reușit să se materializeze, motivele pot fi diverse, dar de atunci au trecut vreo 15 ani și situația este la fel. Acest proiect de hotărâre de guvern pe care l-am promovat, îndoială că ajută municipiul și în special trebuie să ajute locuitorii municipiului. De aceea am și declarat că indiferent ce piedici, oprelici sau cheltuieli vor fi, ceea ce se va întâmpla în locul sau ce se va pune în locul blocului V03, pentru că sunt convins că soarta lui și sunt convins că trebuie să se dărâme, ceea ce se va pune în loc nu poate fi făcut decât cu o maximă transparență și reală transparență și 100% în beneficiu locuitorilor, în primul rând din preajma locului V0, în al doilea rând a locuitorilor din cartierul Dealul Florilor și, în ultimul rând, a tuturor locuitorilor din municipiul de Florilor. Tipul acesta de acțiuni, de dezbatere publică, de consultare publică
este cel mai bun și cea mai sigură cale de a nu greși. Păreri pot fi foarte multe, părerile pot fi direcționate. Deci părerile și opiniile oamenilor pot fi direcționate și colegii, prietenii ziariști prezenți aici știu despre ce vorbesc. Punctul meu de vedere este să se derâme blocul V0, dar la fel de tare o spun, maximă atenție și în special maximă implicare din partea locuitorilor municipiului Dej, pentru ca în această zonă, care este o zonă sensibilă și din punct de vedere urbanistic, să știți că am discutat la nivelul județului Consiliului Județean Cluj, unde avem arhitect șef care este arhitect de meserie, avem arhitecți și problema de aici nu este o problemă simplă, deci nu se poate socoti la o primă vedere și la o primă gândire, da, domnule, fac acolo loc de joacă pentru copii, sau fac acolo cinematograf, sau fac acolo magazin. Deci, tipul ăsta de mobilare urbană nu trebuie să țină cont strict numai de necesitatea, știu eu, nu sunt locuri de joacă pentru copii și fac loc de joacă pentru copii, sau nu sunt, știu eu, cinematografe sau magazine. Nu este așa. Deci trebuie făcut, gândit teribil de bine, poate că n-ar fi lipsit de important să se facă un concurs de soluții. Pentru că concursul de soluții, de fiecare dată, nu poate decât să scoată ce e mai bun din potențialul locului respectiv. Eu chiar îi sugerez domnului viceprimar, în cadrul Consiliului Local Dej, la nivelul Consiliului Local Dej, sigur, și cu acceptul și consultarea cetățenilor, care văd că sunt în număr destul de mare aici, să promoveze o astfel de acțiune. Un studiu, un concurs de proiecte, un concurs de studii urbanistice pentru a nu greși. Că dacă ne demolând, mă rog, când s-a început construcția lui, poate că nu s-a greșit, dar când nu s-a demolat timp de 25 de ani, s-a greșit teribil. Să nu dea cumva nenorocul peste noi, să greșim din nou. Este foarte greu, foarte ușor să greșești, e foarte ușor să pui ceva în loc la repezeală, dar cu acel ceva rămâi cel puțin 25 de ani cât am rămas cu acest schelet, cu această monstruozitate. Vă rog, chiar vă rog, domnule viceprimar, ne-am discutat cu domnul viceprimar Mureșan Aurelian acest aspect de a propune și de a promova un astfel de studiu, de soluții. Cred că cel mai important, noi am discutat subiectul, sunt consilierii locali din partea PNL aici de față, dar cred că cel mai important lucru, nu pe mine să mă auziți sau pe domnul Aurelian, să vă auzim noi, și în special Mureșan Aurelian, viceprimarul și consilierii locali din Dej, să vă audă punctul de vedere și ce ați dorit dumneavoastră să se întâmple aici. Vă mulțumesc, poate vorbiți un pic. Deci la un trebuie să mete studii, să fac și banii să aruncă, să iau cum să iau și dispar. Am înțeles. O părere, deci, subscriu în regulă, am venit aici să vă spune și noastră punctul de vedere și vă ascultăm cu mare drag. Sigur, implică un cost finalizarea blocului, dar amenajarea zonei e de luat în cap. Dacă îl demola, ce faceți? Întrebare. Aici... Demola, ce faceți? Aici... Dacă faceți supermare. Vă aprobă că trebuie să faceți loc de parcare pentru mașini, pentru mașini. Unde faceți? Că aici atât suntem în grăbă. Bine, a spus problema. Vedeți de ce a zis că trebuie făcut un studiu? Exact. Un concurs de noi nu suntem parte de la școală ca arhitecții, dar... Nu, dar părerea aveți, asta e foarte bine. Asta e important, că ați întrebat corect. Ați întrebat corect. Chiar de rog. Din păcate și eu sunt cetățean al municipiului de Dej. Fericire, din păcate, vreau să zic problema asta, pentru cetățean al municipiului Dej și locuitor al dealul Florilor. Vreau, n-am nimic cu nimeni, nu vreau să ridic nicio problemă, fiecare supraviețuiește și își face traiul zilnic. Sunt multe deja
tarabe, sunt multe, multe persoane fizice autorizate, care poate au autorizații în partea primăriei și așa mai departe, care își desfășoară activitatea pe marginea drumului, de la colțul Unicarnului și până aici, în sensul giratoriu. Dacă mergi sâmbătă, dacă se merge în timpul săptămânii după amiaza, vrei să vii în parcul amenajat de primăria municipiului, vrei să vii cu copiii, vrei să mergi cu un cărucior, din păcate noi nu putem să avem acces pe trotuar și, și din cauza lor, dar și din, și din cauza mașinilor parcate și pe stânga și pe dreapta. Dacă se va, dacă clădirea respectivă se demolează, puteți amenaja o, o piață a primăriei sau un spațiu unde se vor desfășura activitățile respective, pentru că am înțeles și din păcate pentru noi, piața care este acum amenajată nu este a primăriei. Stă goală doar cu două, trei tarabe care fiecare își desfășoară activitatea între chirimele, cum știm toți, ucrainieni, ruși și așa mai departe. Fiecare trăiește și supraviețuiește cum poate. Nu se poate atunci, dacă, sau ori să facem un supermarket cu parcări subterane, să avem, să avem în vedere și lucrul ăsta, pentru că, vedeți, mergem în municipiul Cluj-Napoca, mergem în Iulius Mol, parcare subterană. Acolo de ce s-o putut face lucrul ăsta? Am notat, și atunci, dacă, sau dacă se va amenaja, un, să zicem, între ghilimele, piață, a primăriei municipiului, deci, în care să vină să-și desfășoare activitatea fiecare, pentru că toți avem drepturi egale, și atunci fluidizarea traficului va fi mult mai bună, se poate merge, se poate circula, pentru că eu vreau să spun că poate este cea mai circulată arteră a orașului municipului. Da, deci vin mașini care aprovizionează Carrefour-ul, Unicarnul, mașini de tonaj mare, în primul rând. După aceea vin autobuzele care circulă sus până sus pe dealul Florilor. Și mergem, eu câteodată vreau să spun, mă duc cu bicicleta cu copilul, vin aici la spațiu verde și mă duc pe aproape pe mijlocul străzii, pentru că nu pot să trec de o mașină parcatoare sau de oamenii care încearcă cât de cât să supraviețuiască. Nu vreau să ajung sau să mă condamne respectivii care, toată stima și respectul, pentru că fiecare trăim și facem, ne desfășurăm activitățile, în ce domeniu avem cunoștințe, dar atunci să se amenajeze un loc special pentru ei, dar să nu fie eliminate trotuare. Da, să fie eliminate, deci, pentru că eliberate. Eliberate. Deci, eliberate. Okay. Mulțumesc. Eu părere. Da, să fie rezolvată. Cum vă numiți, dacă sunteți amabil? Lucian Cuza. Mă rog, luați o carte de vizită și dați-mi un telefon, vă rog frumos. Da. Când aveți timp. Domnul Mânzar, da. O secundă. Aici, la colț cu banca Transilvania, da? Da, aici lângă clădire unde se joacă la Păcăneni, așa. Da, domnul. Cine i-a dat aprobare la cel cetățean ca toți oamenii în vârstă și tineri să meargă să julească tăche gleznele acolo în trechele lui? Vă rog frumos, să meargă toată ziua trece da, pe acolo. Da, felicitări și să știi că e un exercițiu pe care trebuie să-l învățăm cu toții. Deci, exercițiu democratic, de a ne spune părerea, de a ne expune probleme fără să avem rețineri și să luăm act de acest lucru. De ce nu s-au făcut să zice că nu se iau fonduri europene? Nu se fac proiecte. De ce nu s-au făcut un proiect să se facă o casă de cultură? Banii europeni. În dejul ăsta de 400 de ani este o casă de cultură de când au făcut Austro-Ungarii. Și aia ne-au luat omul. No. Nu poate vine un teatru, o formație rock la tinerii ăștia. Aici ai orașul, în dealul Florilor. Aiștia n-au numai 3 baruri și câteva, cum a zis domnul ăla, câteva buticuri. Păcăneli. O stat din 2012 cu caietul sumasă și au venit amul că să alegerile repede, facem o baracă și vinde în roșii. Deci am reținut ideea, o notăm. Deci noi nu facem tot vedem, mă, nu iau bani europeni, nu sunt bani, dar nu eu. Un proces de intenție. De... Să găsesc doi arhitecți. Deci și fica și cine. Eu am discutat problema acestui bloc de mult cu ei și au spus că altă posibilitate de a se face în continuare lucrări pentru a-l pune pe picioare nu există decât numai demolarea. Pentru că rezistența acelor feronorii, ca cum le zice, feronorii, are siguranță. Bun. Deci demolarea e o consumă. Cer.
Bun. Nu altă soluție. Ce punem în loc? Ce nu s-a gândit. Ce doriți dumneavoastră? Nu, nu, nu. Care părerea? Domnule, foarte bun. Deci, dumneavoastră ce gândeți trebuie să spuneți? Pentru că foarte puțini dintre politicieni sau, mă rog, administratori remenici în funcții locuiesc aici. Că mult locuiesc cam toți în alte cartiere. Am locuit în locul ăla la care a fost puiul lui. Adică tata lui este. Tata lui. La mama. Pentru că s-a luat deciziile și cetățenii orașului care de fapt sunt beneficiari au fost dar în, fapt, în fața faptului infinit. Într-adevăr, fiecare conducere vedea vina pe conducerea anterioară. Punct. Hai să fim serioși. Asta nu are rost. Vedem ce s-a întâmplat de atâția ani, dar vedem ce s-a întâmplat în toată țara. Deci noi nu mai suntem țara, vorbesc. Și oamenii, românii care au rămas în țară, eu cred că noi am ales să trăim aici. N-am ales să luăm drumul străinătății, n-am ales să luăm, să plecăm într-o altă țară ca să ne fie mai bine. Am hotărât să rămânem aici, să muncim aici, să trăim aici, pentru noi și pentru comunitatea în care trăim. Dacă mie, ca persoană fizică, îmi este bine și la altul și la altul și la altul, la fiecare cetățean din orașul ăsta, este bine și conducătorului. Dacă oameni dintr-un oraș sunt bogați, orașul e bogat. Dacă oameni într-o țară sunt bogați și țara e bogată. Și atunci lucrurile așa văd că trebuie gândite ca oamenii o să le meargă bine și atunci la toți nu merge bine. Dintr-un alt punct de vedere, vedem ce s-a întâmplat. Ce ar mai rămas din toată, la nivel de țară, la nivel de oraș, toate fabricele de moral. Noi românii suntem oameni excepționali. Suntem deștepți, suntem capabili, suntem inventivi, suntem harnici, tot ce vrei. Pune-o la o parte negativă din oameni. Deci suntem capabili, ne-a mai rămas comerțul. Și acum partea de comerț cu care, exact ce zicea domnul care a fost, data din aur, din care își mai câștigă existența, pun și eu în cauză, în picat, n-am putut să spun. Mă cunoaște doar toată lumea. Deci a început să fie distrus și partea de comerț. Da? Deci românii, comerțianții români, să fie puși pe chituci. Vine un supermarket, nu se face. Deci, fiind deschizându-se, desfințează 100 de magazine în jurul lui, da? Mici magazine, mici comercianți, le ia angajații și îi zic că creează locuri de muncă. Dimpotrivă, nu creează locuri de muncă. Desfințează locuri de muncă. Și ce fac? Haideți să fim sinceri, să mergem mai departe, până la capăt. Scot ultimul bănuț din buzunarul românului, care nu este conștient, da? Deci merg și cumpăr la supermarketul și duc tot profitul în țara lor. Ori noi care suntem comercianți români, noi care suntem, știu, avem o activitate economică aici, noi aici investim, noi aici trăim. Asta este ideea. Nici o problemă, este un trend, într-adevăr, să fie aduse toate supermarketurile în orașe mari, e un trend, e un trend. Ați văzut la televizor? Ați văzut la televizor, a fost dezbateri foarte mari peste tot, numai că la un moment dat se sufocă, pentru că nu știu care este interesul. Interesul este să se distrugă pe români sau să le dăm și partea de comerț pe noi și noi ce să mai vrem. Și cei care au mai rămas aici să plecăm în altă țară, să trăim în altă parte. Și atunci ideea care este? Acest domn care a vorbit adineori, n-a avut ideea neapărat a unui supermarket. Dacă a fost foarte atenți, el a spus primăria, după ce demolează, da, să construiască ceva ce să aparțină primăriei, da? Să asigure acestor comerciali care sunt pe trotuare, care sunt aici, stau iarna, vară, soare, în dreptate, își întrețin o familie, da? Și ei se zbagi și aprovizionează și se chinuie acolo ca să facă ceva. Deci acestor oameni pe care să nu-i desfințați, până veți asigura ceva, o piață pe două, pe trei nivele, pe oricât, cu parcare, cu, știu, la etaj să fie locuințe. Ce vreți dumneavoastră? Deci trebuie gândit să noi, dar nu-i destinzi, dar nu-i omorâți. Nu-i omorâți pentru